aici este, mi-e teamă că situația cu această reducere a forței de muncă din Ministerul Administrației este o treabă care, mi s-a spus și internul, deci la internul mai mult, este o treabă care eu o consider ca un lucru nenormal, pentru că un stat, cum suntem noi, de criză, să mișorăm acest numeric, va însemna o valoare a pazei și a ordinei, de pentru care putem spune că e un întreg pericol. Deci va crește gradul de infracționalitate și asta nu dă liniște unui stat. Primarul Lucian Iliescu a arătat că în municipiul Giurgiu greul cade acum pe umerii poliției locale, pentru că efectivele Poliției Naționale sunt concentrate în teritoriu. Dacă se mai fac și disponibilizări, situația va deveni și mai dificilă, a mai spus primarul Iliescu. Socotelile pe care le fac ei că este excedent de forță de muncă, noi trăim pe pielea noastră. Eu sunt primar la Giurgiu și vreau să vă spun că în afară de poliția locală nu mai o pot baza pe nimeni, pentru că sunt trimiși în teritoriu. Și în general, poliție rutieră la noi nu mai există aici în Giurgiu și nu este bine, iar problema de pază și ordine, atât și poliția cât și jandarmeria, sunt în teritoriu unde sunt și acolo probleme și suntem vulnerabili. Dacă mai și reducem acest numeric, va fi situația și mai gravă.